Sprintează acolo Gulceac față în față cu Nagiev. Centrează acesta, cade acolo Ion Jardan. Să vedem decizia lui Stoianov și este penalti în prelungirile prelungirilor. Ce deznodământ am putea avea noi în acest meci, faultat în prelungiri Ion Jardan. Se pare că un avertisment acolo din partea lui Stoianov. Îl vedeți și pe Igor Dobrovolski. A intrat pe teren, însă este oprit de cel de-al patrulea ofician Ion Birea. Petrocub va beneficia pe acest final de meci de penalti. Să vedem executantul Ambrosi lasă mingea lui Sergiu Plătica. Da, vedeți și dumneavoastră în imagini cum Ion Birea încearcă să-l convingă pe Dobrovolski să iasă de pe terenul de joc. Deci Sergiu Plătica poate aduce cele 3 puncte în această după-amiază pentru Petrocub dacă va transforma acest penalti. Un duel Plătica cu Straistar. Deja 5 minute scurse din acest meci, 5 minute de prelungiri mă refer, să urmărim cu atenție. Plătica, șutează Plătica și gol! Petrocub, nu? Să vedem, nu am înțeles ce a fost, se pare că centralul Stoianov a decis reluarea execuției cu penaltiul. Da, într-adevăr, așa este. În momentul în care dumneavoastră revedeți fața de mai devreme în care Plătica a transformat primul penalti, însă Petru Stoianov a decis că acesta trebuie repetat. Deci e un nou duel Plătica și Straistar. Plătica șutează, respinge Straistar și în momentul în care Stoianov pune punct meciului de astăzi, un final electrizant aici la Tirovka, de la agonie la extaz pentru cele două formații. Felicitat Victor Straistar că a parat acel penalti. A fost o execuție în același colț drept al portarului și de această dată Straistar a parat acest penalti. Plătica nu aduce astăzi cele 3 puncte pentru Petrocub, de asemenea nu poate ajunge din urmă pe Franca Staneda, este căzut pe gazon. Sergiu Plătica nu-și vine a crede că a ratat de la punctul cu VAR.